Bună dimineața YouTube, este vineri, ora 7, ultima zi de vacanță. Ne întoarcem acasă. Azi împreună cu prietena mea vom merge împreună la sală. Ea își va lucra picioarele, eu îmi voi lucra partea superioară a corpului. Iar pe urmă vom face un antrenament de tip cardio, să ardem niște calorii suplimentare, ținând cont că mi-am cam porcit în această săptămână și am sărit calul cu mâncatul. Se consum cele 5 grame de creatină nelipsite în fiecare dimineață. Probabil suplimentul meu favorit. Pisicile singure. Deci, să vedem prima reacție. Tu ai ce aici? Nu am ce făcut aici. Extraordinar. Nici mâncare nu știu mâncată. Exact cum așteptam. Între timp am ajuns acasă, am despachetat, am curățat la pisici și am făcut un duș. Pentru cei ce nu știți, câștigarea concursului de slăbit a constat într-un premiu în valoare de 500 de lei bani cash, bani pe care i-am primit săptămâna trecută și suplimente în valoare de 200 de lei. Suplimentele au sosit doar săptămâna asta, iar eu fiind plecat, am rugat pe cineva să ridice coletul în locul meu. Coletul a ajuns în posesia mea în urmă cu aproximativ 10 minute și aș vrea să-l despachetăm împreună să vedem ce suplimente am primit. Așadar, am primit un shaker.
o cutie de băut apă, de care chiar aveam mare nevoie. Și un pre-workout, după cum puteți vedea. Deci, ce pot să zic? Sunt mulțumit de suplimentele pe care le-am primit. Chiar aveam nevoie de acest recipient din care să beau apă și de mult am zis că vreau să încerc pre-workout-ul celor de la Genius Nutrition. Între timp s-a făcut și ora 1, iar eu mă pregătesc să mănânc prima masă a zilei. Cei care mă urmăriți pe Facebook probabil știți deja că eu mănânc doar 2 mese pe zi. Cei care nu, asigurați-vă că îmi dați un like pe pagina de Facebook Bogdan Zamfir Fitness. De ce mănânc doar 2 mese pe zi? Voi vorbi despre asta într-un clip separat. În mod normal ar fi trebuit să mănânc undeva pe la ora 2, 3, poate chiar 4, dar azi mă grăbesc puțin mai repede la sală și vreau să-mi iau masa mai devreme. Așa arată și prima masa zilei. 100 de grame de fulgi de ovăz, 75 de grame de pudră proteică cu aromă de banană și ciocolată, 200 de ml de lapte, 30 de grame de unt de arahide, 130 de grame de banană. Poate că nu arată tocmai bine, dar credeți-mă, este foarte gustos. Vă veți întreba probabil de unde știu toate gramele astea din cap. Ei bine, îmi calculez fiecare lucru pe care îl mănânc și îmi calculez fiecare calorie. Superioara corpului, prietena mea a lucrat partea inferioară, picioare, gambe, fesier plus abdomen. Exact cum spuneam, vom termina antrenamentul cu 10-15 minute de mers înclinat, să ardem niște calorii suplimentare. S-a făcut ora 8, între timp am ajuns și eu acasă, urmează cea de-a doua masă a zilei pe care o veți vedea imediat. Iată și cea de-a doua masă a zilei, o salată mare, telemea, fasole roșie, piept de pui, paste integrale, un pahar de
să-mi tulbure somnul. Știu, poate pentru mulți dintre voi această combinație dintre salată și paste pare ciudată, dar mie îmi place foarte mult. Și am mai mâncat pe lângă 20 de grame de nuci să-mi asigur și necesarul de grăsimi pe această zi. Cam atât pentru azi. Urmează să mă pun să mănânc, să spăl vasele și să editez acest vlog. Pe urmă mă voi pune să mă culc, de mâine îmi reintru un program normal, mâine dimineață voi fi în sală, mă așteaptă o clientă nouă. Dacă ți-a plăcut acest vlog, nu uita să dai un like, să te abonezi și să-mi dai un share. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în următorul videoclip!